Problemele pe care le reclamă giurgiuvenii cel mai frecvent se referă la lipsa de curățenie și prezența gunoaielor la tot pasul, la gropile din carosabil sau la noroiul de pe foarte multe străzi. De fiecare dată când au ocazia, oamenii se plâng reprezentanților mass media în speranța că doleanțele lor vor fi auzite de autoritățile locale sau de cei responsabili pentru rezolvarea acestora. Avem mai microbe aici, atât copii. Da, toată ziua cu vecina asta, mătură toată ziua, vă adunăm hârtii, măturăm pe aici, pempeși, mizerii, nu mai putem să mai trecem pe aici, pe blocurile astea. Da. Dar dacă ar fi curat, da. Dacă văd că eu, dacă văd că e gunoi acolo, dar nu și eu acolo, dacă acolo face foarte frumos. Capacele, uitați, păi, uitați acolo, astea sunt acoperite de mine, că mi-a căzut cățelul acolo, mi-a căzut un cățel acolo, copiii pot să treacă pe aici, Doamne ferește, să cadă. Păi aici nu s-au pus capace pe canalizările astea. Am pus eu pietrele astea ca să fie astupat. Acum nu facem pe nimeni vinovat, că cine o fi furat, le-a furat, dar nu trebuie completate. E domeniul public. Când poate vândul la noi aici, un haos este aici. Toate hârtirile care la noi în curte vine, toate mizerile, pamper și... Să-și fie de toate astea, câinile cu ei în gură, tot la fel. De nu trebuie să mă de mizerie, de miros, de șovolani. Găuri, părinte, dacă o luați pe acolo și ați găuri de șovolani, de mare sunt. Deci avem și noi ca fiecare copii, stăm cu minosul, dăm la un geant, tot la fel, ca fiecare om. Au venit să toarne asfalt, dar nu a dat o amorsă, nu au curățat înainte, nu se poate da... să toarne un asfalt fără să faci o pregătire înainte. O pregătire minimă. Nu zici că atunci când iei o stradă să o asfaltezi, să îi torni un covor asfaltic de la început. Foarte, sunt indignat pentru că din banii mei ai dumneavoastră, ai tuturor giurgiuvenilor, cineva își bate joc de noi, pe banii noștri. Sunt foarte indignat. De acest mod de a cheltui banii publici, banii din bugetul local. Suntem ultimii din Giurgiu, nu? De la noi se termină lumea, da? Vine, ne bagă mereu un autogreder, ne împinge nițel pământul și ne lasă așa, până de vale la alimentarea cealaltă, la calea ferată. Când e ploaie, e urât. Avem și de copii care merg la școală, care... probleme. Și cu câini ăștia, nu, e o grămadă de câini care am mușcat atâtea femei. Când văd că vin mașina să-i prindă, ai naibii să punem colon și pleacă toți pe calea ferată dincolo, da, pe vale. Da. Și rămâne prinde cât o gioarță de câine. Că ne mănâncă câine, ne mănâncă șerpi, ne mănâncă, ia uitați. Nu știu al cui este, noi nu știm al cui este. Noi nu știm. Cu cizmele. Luăm cizmele cu noi, dacă vedem să ne ducem mai departe, le pădăm cizmele pe la o vecină și ne luăm pantofii. Nu a venit nimeni de la primărie să facă ceva pentru dumneavoastră? Mama și tata poate că veneam, dar dacă nu trece niciunul, ce să facă? La fel, nici lumină n-avem. De trei seri noi n-avem lumină. Nu merge iluminatul? Nu, nu merge. Și uite, noroi, uitați, până nu mai putem să mai trecem niciun pic. Asta e nenorocirea. Greu, dar ce să fac? N-am ce să fac. Mai vine cineva până la noi să zică că mai sunt și niște amărâți până orașul ăla, până marginea orașului, nimeni nu mai trece pe la noi. Cum trecem? Păi mai trecem unul la altul. La pâine, la asta, eu nici nu mai pot să mai mă duc să duce soțul. De multe ori, singurele speranțe ale oamenilor se îndreaptă către presă. Sunt și multe situații în care ei se adresează administrației locale în scris. Din păcate, în numeroase cazuri, nu numai că nu li se rezolvă cererile, dar nici nu primesc răspunsuri.